oamenii din politic care sunt aici, în descântecul meu, vor cădea la pat dacă nu se vor ține de cuvânt, dea corupția la o parte din această țară. Amin. Mihaela Minca claims to be the most powerful witch in Europe. Back in 2016, she made a political prediction that Romanian politics was going to burn. Soon after, the country exploded into some of the biggest protests since the fall of communism, with up to 500,000 people taking to the streets. Today, Romania is still facing challenges, and governmental corruption is the biggest. It's such a problem, in fact, that the nation's witches and wizards have had enough and are uniting to cast the most powerful spell to punish corrupt politicians. But why are witches getting involved in politics? And do Romanian politicians believe in witchcraft? We sent Stefania Matake from Vice Romania to find out. Dar funcționează blestemul și asupra oamenilor care nu cred? Da, bineînțeles. Doamne ajută. Bună dimineața! Mihaela has invited me to follow the course of her spell that will take her and her witch daughters around 2 months to complete. Care sunt motivele din spatele acestui blestem? Am luat această decizie să arunc o vrajă de magie neagră asupra lor pentru că corupția este foarte mare. S-a distrus această țară, au furat foarte mult. Ce nu se va ține de cuvânt? Ce nu se va ține de vraja și de scântecele noastre să se îndepărteze de la putere. Sunt politicieni care vin să vă ceară ajutorul? Sunt mulți politicieni care au rămas impotenți și au venit la mine de le-am dezlegat. Marea problemă la politicieni e impotența, să știu. Și beții. Since Mihaela began the curse, there have been reports of politicians falling mysteriously ill. Now I'm here at the parliament to meet with a member of the Save Romania Union Party to see if he's worried about the curse. Credeți că o să aibă vreun efect blestemul ăsta asupra politicienilor? Da, sunt convins că în orice eșantion, chiar și din clasa politică luat, există persoane care sunt sensibile în lumea magică. Chiar în plenul Parlamentului s-a apelat la incantații pentru a fi apărat de, mă rog, furia justiției, ca să zic așa, în cazul domnului Vosganian. De când a început ritualul ăsta al vrăjitoarelor și până acum, Iliescu a fost internat în spital, Firea s-a operat de nu știu câte ori, a mers la televizor să vorbească despre asta. Oare e vreo legătură între astea? Nu cred că e nicio legătură cauză-efect. Ca ei să creadă că li se întâmplă ceea ce li se întâmplă, dar teama poate genera magicul, lăsa magicul să intre în comportamentul politicianului respectiv. Da, e valabil pentru toți de altfel, nu cred că doar pentru politicieni. Romania has a centuries-old occult heritage and has a large Roma witch community, possibly because the country was spared from the great European witch hunt. Although practicing witchcraft could land you in jail during communism. Witchcraft here is passed on from mother to daughter, and traditionally it focused on fortune-telling through reading palms, grains of wheat, and the stars. But being from nomadic people, the Roma witches have picked up occult traditions from many places, including elements of Wicca and Voodoo. Mihaela is preparing the next stage of the spell and needs to borrow 2 goats from the house of the village's oldest enchanters. She also needs the help of the local wizards. Pune caprele la mijloc. Așa. Am decis să am binecuvântarea și susținerea a 3 vraci pentru a mă susține și a mă ajuta să fac acest ritual puternic, mă va proteja ca să nu, Doamne ferește, să pot fi afectat. Avem aici inima de bou pleznit,
creastă de mort, conurile care le-am primit de la un vraci din Statele Unite, de la Los Angeles, caprele negri. Le vom folosi și le va stăpâni vraci. Aceste două animale care prin ele vom invoca spiritul diavolului. Animalele să fie cu putere să se adune toate spiritele. Voi fi susținută și de alți vraci din Statele Unite, care va intra în curând în transmisiune directă cu noi. Hello? Can you hear her? Ești pregătit pentru ritualul meu pentru a mă susține în descântecele noastre? În România, să aibă cale deschisă, să aibă mintea luminată, energia vrăjitoarelor din România, să tragă energia din Statele Unite, cu vraciul Lazarus din Los Angeles, pentru a o arunca asupra guvernului român. Amin! Cine e Lazarus? Persoana care a intrat live? Un vraci din Statele Unite și mi-a spus când voi avea nevoie în ritualurile mele să-l apelez că mă va susține. În Statele Unite, la un moment dat, am participat la un astfel de ritual împotriva Donald Trump. I'm Elle and I'm a witch and a wizard and I run an open source spiritual community called Astral Oracles. And my focus was to send them energy of cosmic love and unconditional love and peace in their efforts to bring peace to the people of Romania. Mulțumesc. Have a blessed day. Am observat că spuneți amin în ritual, deși e un ritual de magie neagră. Ca să ne protejăm noi pe noi. Și atunci, la sfârșit, imediat ce am spus cuvintele magice care sunt sorocite cu diavolul, trebuie să aducem și binecuvântarea. Deci caprele astea două care sunt aici la ritual o să fie sacrificate? Nu ne mai este nouă ritualul. Dar din moment ce le avem în ritualul nostru și noi avem nevoie de diavol, astea vor fi folositoare pentru a face ritualul de magie neagră. I wasn't sure which part of this evening's ritual was supposed to be the most powerful, or if they were having any effect at all. But as the pentagram was burning on Mihaela's lawn, with witches and wizards chanting evil spells, I was quite relieved I'm not a politician. It's 5 a.m., the day before European elections. I'm waiting for Mihaela and her daughters, who are going to pour the cursed water at the gates of the parliament. This is the final stage of the curse, so I guess it's now or never. Bună dimineața! Bună dimineața! Și ce rol are găina? Cu pasărea vie se face magie neagră. Această găină neagră, bineînțeles că am folosit-o la puterea nopții, la ora 2, în ultima parte a ritualului nostru, pentru a face o vrajă foarte puternică. Cum arde focul, așa să ardă tot rău. Să fie curați luminați și la alegeri. Amin. Puh. Puteți să-mi ziceți ce e în sticla asta? S-a pus pământ de la 9 morminte de mort, s-a pus cap de cuc mort, gheare de găină neagră. Și ce o să se întâmple cu politicienii corupți care o să calce peste apa asta? Cei care vor avea în continuare gânduri rele pentru România, bineînțeles că vor fi afectați. Dar funcționează blestemul și asupra oamenilor care nu cred?
Da, bineînțeles. Doamne ajută. Cruce din cruce făcută. Ritualurile noastre magice să fie aruncate peste oamenii politici din România și din Europa, vraja de magie neagră să îi afecteze. Puh, aruncă apa ce-a rămas. Doamne ajută, așa să fie. Amin. Haideți. Since Mihaela cursed the gates of the parliament, some strange things did happen. The unpopular former Minister of Justice, Tudorel Toader, allegedly suffered a stroke, and Liviu Dragnea, the leader of the ruling party, was sentenced to jail only 2 days after the curse was completed. If you see it as a form of protest and take into account all of the attention that it draws towards this problem that we've been fighting for so long, then it might have an effect. I just hope that the goats are okay.